Scopul acestui training este să informăm și să conștientizăm fermierii din zona aceasta, într-o primă etapă, asupra necesității folosirii unei alternative mai prietenoase de fertilizare a solului. Noi avem alternative ecologice, brevetate și medaliate la saloanele de invenții internaționale, în care putem să obținem un spor de producție împreună cu însănătoșirea pământului. Proiectul vizează sporirea cunoștințelor asupra mediului și poluării printre fermieri și organizații ce desfășoară activități legate de agricultură și de mediul înconjurător. Scopul trainingului este de a contribui prin intermediul unui efort comun la dezvoltarea durabilă a zonelor cu ajutorul unor activități ce țin de îmbunătățirea practicilor din domeniul agriculturii. Printre acestea se numără și găsirea unor metode alternative de fertilizare a solului. Scopul principal acestui training care îl desfășurăm în prezent este de a învăța fermierii să folosească rațional îngrășămintele minerale și organice cu scopul de a proteja mediul ambient și de a obține o roadă cât mai mare și ecologic pură. În cazul folosirii neraționale atât a îngrășămintelor minerale cât și a îngrășămintelor organice poate conduce la poluarea și atât a solului cât și a apelor freate și a apelor subterane cu un efect foarte negativ asupra, care are un efect negativ asupra sănătății omului. Trainingul este finanțat prin programul operațional comun de cooperare în bazinul Mării Negre și se va încheia pe 22 august.